Cuvântul pentru după masă aceasta. Deschideți cu mine la Matei, capitolul 5. Matei 5, versetul 13, vom citi cuvântul Domnului. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Amin. Haideți să plecăm capul. Cerem prezența Domnului și binecuvântarea Lui peste timpul care ne stă înainte. Fratele Liviu Păr să ne conduce în această rugăciune. Lasă Dumnezeu să se călăzească atât în înțelege cuvântului apoi în care fie către Doamne puterea să fim sare și Dumnezeu în care ne-a căzat. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, că la Dumnezeu Domnului 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 Domnului. O după masă binecuvântată de Domnul, bogată în cântare, în poezie, în cuvânt, în psalmi. Aș vrea să stăm în fața acestui cuvânt care îl știm foarte bine. Mi-aduc aminte de copil de versetele acestea și eram prin biserică, fugeam încolo și încoace, dar le auzeam când predica din ele. Și îmi puneam întrebarea ori de câte ori auzeam despre sare, să fii sare. Doamne, cum să fii sare? Ce înseamnă să fii sarea pământului? Cuvântul aici ne spune că voi sunteți, Domnul le spune, voi sunteți deja sarea pământului, voi sunteți lumina lumii și de acum încolo nu mai vorbește despre a fi sau a nu fi. Sare și lumină. Voi sunteți, care sunt rezultatele? Aici trebuie să ne concentrăm noi ca și creștini, ca și oameni chemați, ca și oameni aleși de Domnul să-L slujim, să-L preamărim pe El, să-L prezentăm altora. Una dintre maximele frumoase care îmi plac mult spune: nu alege cum să mori, alege cum să trăiești. Marea majoritate a oamenilor mari din lumea aceasta, lumea noastră, mai ales președinții, își aranjează cum să fie mormântarea. În toată Scriptura n-am găsit o explicație la lucrul acesta, dar am găsit însă cum să trăiești. Explicație punct cu punct cum să trăiești într-o lume ostilă, dacă vrei, bunului simț, bunului mers al lucrurilor. Acum că și fratele Liviu a spus dimineață, cu toți am fost șocați de votarea legii care a fost cu ceva timp în urmă, denaturarea căsătoriei. Ne uităm la națiunea aceasta care a dat tonul în lume, la drept într-un fel, sau la lucrurile bune. Și națiunea aceasta arată din ce în ce mai rău în ochii altora. Ne uităm la adversarii mari ai Americii care aplaudă și spun: asta este libertatea, asta este America. Noi ne uităm însă la Domnul, care știm că poate să binecuvinteze un popor, o națiune, datorită faptului că acolo sunt oameni care caută să facă voia Domnului, indiferent ce s-ar întâmpla. Dragii mei, eu cred cu toată ființa că biserica are nevoie de momente de felul acesta în care să simțim puțină presiune din afară sau din țara în care locuim. Dacă vreți, un pic de îngrădire a libertății ca să fim mai uniți în ce? În jurul valorilor Scripturilor. Avem nevoie, nu este, nu mă luați în nume de rău, nu-mi doresc lucrul acesta, e mai bine libertate. Dar gândiți-vă care sunt implicațiile de acum încolo. Unul dintre păstorii care îi ascultăm și predică a luat o decizie. A spus că biserica nu mai organizează căsătorii.
de acum încolo, la nivel de biserică. El ca persoană, ca și pastor, poate să oficieze orice căsătorie, tocmai ca să nu se expună acestor probleme. M-am gândit însă, cum putem să fim, să arătăm că suntem sare dând gust lumii în care trăim? Dragii mei, provocarea noastră pentru noi în vremuri ca acestea este mai mare ca oricând, nu numai în domeniul acesta. Uitați-vă în tot ce se întâmplă în lume, dacă vreți, fiecare detaliu caută să fie scos Domnul din lumea oamenilor. Dacă vreți, cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos nu mai are loc. Îmi place foarte mult cântarea care se cântă la Crăciun, nu știu dacă o cântați, nu-i loc decât în iezile de boi. Nu-i loc. Și a imaginat poetul așa, se va întoarce înapoi. Stăteau îngerii și priveau și poetul își imagina cum spun ei, nu există loc pentru Domnul. În vremurile noastre, cred că tot mai mult lucrul acesta este evidențiat, dar cu atât mai mult cred cu toată ființa că biserica trebuie să strângă rândurile. Cred cu toată ființa că biserica trebuie să spună adevărul în dragoste. Și să spuneți adevărul în dragoste nu este niciun păcat, dragii mei. Avem dreptul și trebuie să știm în America, avem dreptul să spunem ce credem. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim aici și să spunem ce credem. Acum, provocarea Domnului Iisus către ucenici, către oameni apropiați de El aici, le amintește un lucru. Voi sunteți sarea pământului. Și de aici încolo, voi trebuie să dați gust lumii în care trăiți. M-am uitat în tot Vechiul Testament, sarea de multe ori este asociată cu ceva rău. Și dacă citiți multe versete în privința aceasta, însă Domnul este foarte ciudat că aici vine și spune, voi sunteți sarea pământului. O pune într-un fel diferit. Cu alte cuvinte, sarea are rolul să conserve, nu? Surorile, când puneți pentru iarnă diferite lucruri, pui mai multă sare un pic decât trebuie ca să conserve. Ca pământul acesta să nu se strice, cu alte cuvinte. Avem rolul acesta. La un moment dat, dacă vă aduceți aminte, în America era ideea aceasta. Orice biserică să facă o altă biserică, să nască o altă biserică. Acum, dacă ne uităm la ce se întâmplă în lumea aceasta și mai ales aici, în țara aceasta, parcă în fiecare săptămână, în fiecare lună, auzi că se mai închis o biserică, se golesc bisericile. Este foarte ciudat, sunt tot mai puțini oameni care acceptă provocarea aceasta. Mă uit la tineri, sunt mulți tineri în seara aceasta. Sunt provocări pentru voi în mod special. Cum să dai gust lumii în care trăiești? Și am să iau doar câteva exemple și apoi mergem puțin mai departe. Haideți să o luăm la noi, să punem de la suflet la suflet. Într-o lume a conflictului, creștinul este chemat să dea gustul păcii. Este ușor să te asociezi cu o parte sau alta într-un conflict. Este mai greu să fii un împăciuitor. Ai rolul acesta să faci pace. Cuvântul ne spune ferice de făcătorii de pace. Uite un rol în care poți să dai gust lumii în care trăiești. Omul acela este un om de bine, este un om de pace. Ai întâlnit în el lucrul acesta. Dacă vezi un conflict între doi prieteni și îl vezi, fă pace. Încearcă să faci pace. Dacă ești într-un conflict cu cineva, inițiază și fă pace. Dragii mei, dacă ne uităm la fiecare detaliu din viața noastră, cred că sunt atâtea domenii în care am putea să aplicăm, să dăm gust lumii în care trăim. Într-o lume în care toate valorile sunt date la o parte, suntem chemați să-L aducem pe Dumnezeu acolo unde suntem noi fiecare. Știți cum poți să faci lucrul acesta? Trăind o viață care să oglindească cu adevărat că ești copilul lui Dumnezeu. De la studiul biblic de dimineață, până de la predică, până acum, parcă mai mult ca oricând se insistă la detalii.
Și avem nevoie, dragii mei, să trăim diferit de lumea aceasta. Să-L aduci pe Dumnezeu într-un loc în care nu este Dumnezeu. Prin felul în care vorbești, prin felul în care te raportezi la ceilalți, prin felul în care pui mâna și ajuți, de la ideea de a ajunge la timp la serviciu, de a-ți face treaba până la a pleca acasă, să fii un exemplu 100%, chiar dacă nu-ți convin toate lucrurile. Noi suntem și trăim în această țară, am fost obișnuiți aici să muncim și e bine să facem lucrul acesta, însă fă-o conștient că o faci ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. În fața Domnului. De ce? Pentru că s-ar putea să fie cineva care se uită la tine și spune cu el este ceva diferit. Ce fel de gust dai la serviciu? Apoi, ce fel de gust dai la școală? Arăți cu adevărat că ești sarea pământului? Arăți cu adevărat că ești lumina lumii? Arăți cu adevărat că faci parte din adunarea copiilor lui Dumnezeu chemat să fie sfinți pentru Domnul care este sfânt? Aici este întrebarea care mi-o pun de fiecare dată când vin acasă seara. Ar fi bine ca fiecare dintre noi să ne punem această întrebare. Oare ce am făcut astăzi, unde am fost, pe unde am umblat, ca să pot să spun cu adevărat că sunt copilul lui Dumnezeu? Dragii mei, eu cred că aici trebuie să ne verificăm în lumina cuvântului fiecare dintre noi și să vezi dacă ești pe calea Domnului sau nu ești pe calea Domnului. Se pune întrebarea în vremuri ca acestea, oare câți dintre noi îl căutăm pe Domnul? Câți dintre noi dăm gust lumii în care trăim? Viața ta, viața mea, nu trebuie definită în funcție de ceea ce primești, ci în funcție de ceea ce dai. Interesant, nu? Într-o lume a egoismului, în care totul mi se cuvine, este al meu, pentru tine, nu? Când sunt reclamele făcute, sunt e pentru tine. Dumnezeu te cheamă și mă cheamă să facem reversul, să fim noi cei care dăm, să fii bun, să împarți. Cine are, spune Domnul Iisus, o haină, să împartă, două haine și să împartă cu cel care n-are. Câte haine avem? Câte haine avem? Într-o lume în care totul mi se cuvine mie astăzi și ție, ce-ar fi să te gândești la celălalt? Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre relații, noi luăm textul acesta și îl folosim foarte mult la căsătorie, să cauți să placi altuia, să cauți să placi lui Dumnezeu și nu altuia. Interesant este că atunci când căutăm să-L vedem împlinit pe cel de lângă noi, din toate punctele de vedere, atunci când cineva vine în adunare și vede că îi se dă întâietate, lucrurile capătă o altă direcție. Ce-ar fi oare să ne schimbăm, să schimbăm valorile lumii acesteia în cele biblice, în care să fii bun, în care să fii gata să dai din ceea ce ai sau din ceea ce n-ai? Știți, ne-am obișnuit, mai ales când vine vorba de a dona ceva, de obicei donăm lucrurile care nu mai avem nevoie de ele și spui, ne motivăm în spate la ideea, adică să le arunc, mai bine le dau. Dragii mei, ce-ar fi atunci când dai să dai ce ai mai bun și ți-i mai drag? Ce-ar fi atunci când dai să te duci la magazin să spui, cumpăr ceva pentru persoana aceasta ca și cum aș cumpăra pentru mine sau mai mult decât atât? Asta înseamnă să arăți dragostea lui Hristos. Știți de ce? Pentru că El s-a dat pe sine pentru noi. El a venit într-o lume ostilă 100% și s-a dat pe sine pentru noi, arătându-ne care este exemplul suprem de a da gust lumii în care a trăit. Ce fel de gust dai lumii în care trăiești? Cu siguranță că experimentele noastre sau experiențele noastre sunt multe, sunt mult mai multe. Haideți să o punem altfel. Într-o lume care se uită la ce nu este plăcut lui Dumnezeu, El te cheamă să fii diferit și în privința aceasta. Într-o lume care este preocupată foarte mult de orice altceva decât de El, Dumnezeu te cheamă să te ocupi mai mult de sufletul tău în relație cu Domnul. Fă diferența în fiecare domeniu din viață. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Cu
Cuvântul ne spune și este foarte categoric. Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Asta este imaginea, dacă vrei, care o creezi odată ce te-ai compromis acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Este foarte greu să te recuperezi, să recuperezi imaginea după ce ai făcut-o lată. Există însă în Scriptură, sunt tot felul de răspunsuri în privința aceasta. Prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Prin pocăință. Și mulțumim pentru harul care îl avem să putem să venim la Domnul. Dragii mei, oriunde am fi, oriunde ai fi, ori în ce stare ai fi, vină înapoi la Domnul care nu obosește iertând. Nu este minunat Domnul nostru? Aș putea continua cu multe, multe exemple în privința aceasta, dar pun din nou întrebarea, ce fel de gust dai lumii în care trăiești? Cât privește lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, am mai spus-o și o spun cu toată ființa, fiecare dintre noi este chemat să lucreze pentru Domnul. Dacă nu ești parte din ceva, în lucrare, în adunare, în casa lui Dumnezeu, puneți întrebarea, ce pot să fac să lucrez pentru Domnul? Sunt atâtea oportunități enorm de multe. Într-o lume care este orientată spre orice altceva, Dumnezeu ne cheamă să ne ducem, să ducem Evanghelia mai departe. Și cineva spunea, Dumnezeu nu ne cheamă să avem succes în lucrare, ci să fim credincioși în lucrul încredințat nouă. Într-o lume tulbure, Dumnezeu te cheamă să fii credincios în lucrul care ți l-a așezat. Aici fac o mică paranteză. Dacă ești chemat să cânți în cor, nu o lua ca o povară, ia-o ca o onoare să cânți Domnului. Dacă ești chemat să faci o lucrare ce privește casa lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, nu o lua ca o povară, ia-o ca și o onoare, pentru că lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu care s-a dat pentru noi. Ce cinste ni se face să lucrăm pentru Domnul. Fă-o ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Și am mai spus-o și o spun, Dumnezeu caută o inimă care să fie întreaga Lui și niciodată să nu aducem o jertfă care să nu ne coste. Alea sunt accidentale. Totdeauna să faci ceva pentru Domnul mai mult decât obișnuit. Să cauți să faci ceva pentru El așa cum trebuie să o facem. Trăim vremuri în care trebuie să ne concentrăm la detalii, dragii mei. În viața de credință nu mai este timp. Noi ne facem planuri. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră vă faceți planuri. Tinerii își fac planuri să meargă la școală, după care să ajungă într-o anumită poziție. Noi ne facem planuri de altfel. Eu cred cu toată ființa că trăim zilele din urmă și toate lucrurile converg într-acolo, se vede foarte clar că se termină. Vine ziua când vom sta în fața Domnului Iisus Hristos. Știți care va fi întrebarea care ne va pune nouă credincioșilor? Ce ai făcut cu talentul care ți l-am dat? Asta e o întrebare de care nimeni nu scapă. Nu e vorba despre judecata aceea. Ce ai făcut cu talentul pe care ți l-am dat? Ai investit sau n-ai investit în împărăția mea? Mă duc puțin mai departe. Cuvântul ne spune că în versetul 14, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Dragii mei, este partea, dacă vreți, cea mai importantă care trebuie în vremuri ca acestea. Stai drept pentru Dumnezeu și fii lumina acolo unde te-a așezat El. Ne-am obișnuit să tăcem, să nu fim ofensivi când e vorba de mai ales de oameni care trăiesc în neorânduială sau cu alte cuvinte, ce mă interesează pe mine, ce fac alții. Nu, e timpul să stai drept, să fii lumină în locul în care Dumnezeu te-a așezat. A fi sare, noi suntem sarea pământului, dar să arătăm că suntem lumina lumii, voi sunteți lumina lumii. Cu alte cuvinte, voi sunteți cei care luați în față și oamenii se uită la lumină și vin după voi. Dragi tați, din biserică, cu toții suntem lumină sau întuneric pentru copiii noștri. Sunt cei care ne copiază cel mai bine. Sunt cei care ne privesc cel mai de aproape și știu ce-i tata cu adevărat. Tata la biserică poate să facă orice,
să predice, să cânte, să facă curățenie, să facă orice. Dacă nu este ce trebuie acasă, e faliment. Privește la urma pașilor tăi în vale, ce lași în urmă, ce vine după tine. Succesul sau insuccesul în creșterea copiilor ține și de noi. Dar în același timp o spunem, numai Harul lui Dumnezeu poate să-i țină pe copiii noștri. Mamelor, aveți o responsabilitate extraordinar de mare în fața copiilor dumneavoastră. Se uită fata la mama sau băiatul la mama și la tata și spune, așa aș vrea să fiu și eu sau n-aș vrea să fiu și eu. Pentru ei, trăirea noastră, comportamentul nostru de fiecare zi este mai important decât vacanța plăcută care au avut-o cu noi sau cadou care l-am făcut, că am ajuns vremuri în care nici nu mai știm ce cadouri le putem face la copii, că au de toate. Știți ce cadou este cel mai important pentru un copil în vremuri ca acestea? Ca mama și tata să dovedească că este lumină în casă. Ca mama și tata să dovedească că dau gust lumii în care trăiesc încă din casă. Este timpul să trecem la lucruri practice și încă o dată, dacă tu ca și tată nu ai un timp în care stai de vorbă cu copilul tău despre Domnul Iisus Hristos, este timpul să o faci. Impresia este că se întâmplă suficiente, copiii au multă învățătură, știu multe de la biserică. E timpul să trecem la lucruri practice. E timpul să strângem rândurile. Dragi părinți, este timpul să vorbiți cu copiii dumneavoastră despre ce înseamnă familie și de ce bărbat și femeie așa a făcut Dumnezeu. Este timpul să nu avem impresia că lucrurile din exterior nu vin tare în ei. E timpul să le explicăm cum stau lucrurile și de ce Dumnezeu urăște felul de trăire a lumii în care trăim. E timpul să creștem o generație care să influențeze prietenii lor. Stați de vorbă cu copiii dumneavoastră și spune-le, du-te la colegii tăi și spune-le că asta este direcția corectă și adevărată. Asta este credința adevărată. Stai cu ei, stai cu copilul tău de vorbă. E timpul să dăm direcție încă de acasă. Voi sunteți lumina lumii și o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Pot să am credință înăuntrul meu și Dumnezeu să lucreze prin ea și la alții. Nu e nicio problemă. Însă lumina aceasta trebuie scoasă în evidență și văzută de alții. Haideți să ne punem întrebarea. Oare lumina mea este văzută de cei din jurul meu, cei cu care am de-a face? Hai să vă dau un exemplu simplu și practic. Am vândut și am cumpărat, am mai mult vândut perioada aceasta, că ne mai scăpăm de una alta, de o mașină. Și când am vândut mașina, a venit la mine o familie bună. Era familie din biserică, americani. Și a spus, n-ai putea să declarăm puțin diferit acolo, că uite câte taxe plătesc din cauza asta. Știți cum e primul instinct? Cine știe? Și l-am întrebat, păi, dacă declarăm suma respectivă, care e diferența? Și era vorba de $300 diferență. Și am zis, îi lasă de la mine, din preț, de la mașină. Și am găsit prilejul să stau de vorbă cu ei, de ce? Știți, e foarte ușor să cazi în lucruri mărunte. E foarte ușor. Și parcă era de la sine, înțeles. Lasă-l pe Uncle Sam, că oricum ia destui. Nu? Cât de ușor putem cădea într-o extremă în care Dumnezeu să-și întoarcă fața de la noi și să ne binecuvinteze. Uitați-vă la detalii, la lucruri mărunte. Acolo, de acolo pornesc toate lucrurile, dacă vreți, în viața noastră de credință. A fi lumină, dacă suntem declarați că suntem lumina lumii, atunci haideți să dovedim lucrul acesta în lucruri practice. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, numai noi ne opunem câteodată. Un rabin care era pe patul de moarte plângea. Cei care erau în jurul lui l-au întrebat nedumeriți, de ce plângi? Ai fost toată viața în slujba Domnului, l-ai slujit, l-ai...
Spunea el, regret că n-am făcut mai mult pentru Domnul și ce mult a făcut El pentru mine. Știți, dacă vreți, tradus în românește altfel, dacă ar fi să iau Iisuse calea iar de la început, tot cu tine mi-aș trăi-o, dar mai altfel ca în trecut. Aș iubi mai mult cuvântul, aș participa mai mult și folosesc cuvintele mele, aș trăi diferit. Viața noastră merge într-o direcție și se întâmplă lucrurile atât de repede. A trecut atât de repede și e gata. Ce ai făcut pentru Domnul, aceea rămâne. E veșnic. Și, dragii mei, de la micile detalii, la lucrurile mari, când trebuie să ridici glasul, să-L mărturisești pe Domnul, să fii cel care îl reprezinți pe Domnul într-un moment în care toată lumea tace. Să spui punctul de vedere atunci când trebuie să spui punctul de vedere, să fii lumină și să dovedești lucrul acesta în lucrurile mărunte și în lucrurile mari și să-L chem pe Domnul să binecuvinteze locul acela, oamenii aceia și caută prilejul să-L mărturisești pe El. Nu se știe niciodată la cine spui. Poate stai în avion lângă cineva și schimbi vorbe și discuții despre orice altceva. Adu-L acolo încât să-I spui că lumea aceasta se îndreaptă spre un final și întreabă-L unde merge, unde ajunge și care este speranța Lui. Dragii mei, fiecare dintre noi trebuie să-și verifice viața în lumina cuvântului. Am început și aș vrea să închei în felul acesta. Nu alege cum să mori, alege cum să trăiești. Alege cum să trăiești. Fiți oameni, spune cuvântul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Cuvântul ne spune prin pocăință. Dacă ai ajuns în starea în care ai impresia că ai falimentat din toate punctele de vedere, sau cu copiii, sau cu colegii, sau în școală, sau lucruri de felul acesta, există har astăzi înaintea lui Dumnezeu și El ne cheamă să stăm drepți. Să ne întoarcem la El cu toată ființa noastră, ca să vină vremuri de înviorare peste noi. Și, dragii mei, este timpul să strângem rândurile, să-L binecuvântăm pe Cel care este Domn în vecii vecilor, să dăm gust lumii în care trăim tot pentru Domnul care este Mântuitorul nostru, să fim lumina lumii tot pentru Domnul care ne-a încredințat lucrul acesta, să fim cei care căutăm prezența Lui și atunci când nu ne convine. Domnul de multe ori rămâne ultima noastră șansă să fie prioritatea numărul unu în viața noastră. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Este astăzi timpul să-L chemăm și să-L căutăm pe Domnul ca să aducă vremuri de înviorare peste noi. Fie numele Lui binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Amin.